emoționați până la lacrimi. La sfârșit de an 2010, ne amintim că tot ce avem, de ce avem nevoie, este de acum în noi. E plăcut să ne aducem aminte acest lucru din când în când, dar mai ales acum, înainte de sfârșitul de an, când tragi linie și ne memorezi experiențele semnificative pe care le-ai trăit, lecțiile, unele dureroase, pe care le-ai învățat, dar mai ales cred că veți zâmbi la gândul că anul viitor poate fi unul cu adevărat special, cu adevărat bun. În acest context de haos politic și economic, străin culturii și nouă